ție și din partea lui și din partea celor adolescenți, acelor adolescenți de care mă bucur și eu la liceul de muzică, fiind acolo profesor în fiecare zi. Cea mai frumoasă lecție este aceea de a scrie cu sufletul, de a cânta cu sufletul în ceea ce privește muzica, pentru că, iată, Victor scrie în, la vârsta marilor speranțe, atunci când, iată, se împlinesc marile visuri, când se creează marile visuri. Să nu uităm că ne aflăm nu numai în apropierea aniversării lui Mihai Eminescu, dar și în apropierea zilei sale de naștere, pentru care îi urăm la mulți ani încă de pe acum. Și iată, spuneam, de vârsta aceasta a marilor speranțe, care nu are nevoie de confirmări, ci de aripi. Victor a avut aripi de la primele cuvinte pe care le-a scris, creindu-și un destin creator. Și cred că acesta a fost cel mai mare lucru pe care l-am apreciat încă de când era mic copil la el. Faptul că știa să creeze. Un lucru pe care poate foarte mulți dintre noi, în graba zilelor noastre, în graba cu care ne trecem fiecare oră și fiecare ceas, îl uităm. Așadar, l-am văzut scriind cu sufletul. O lecție pe care poate ar trebui noi, cei mari, cei care suntem profesori, să o reînvățăm. Aceea de a ne căuta și de a ne regăsi pe noi înșine, pentru că, iată, trăim într-o lume din ce în ce mai periculoasă, în care ne strigăm pe nume și nu ne mai recunoaștem, în care ne căutăm și nu ne mai găsim. Ar trebui să ne căutăm nu în alții, ci noi înșine. Victor Îndoitu a reușit acest lucru și sunt bucuroasă să-i citesc de fiecare dată cărțile și îl felicit pentru faptul că a ajuns, iată, la cel de-al treilea volum. Îmi place la Victor Îndoitu faptul că versul lui nu este versificația unui poet sofisticat, ci este versul ca suspin, este proza ca mărturisire. Sunt cuvinte în care Victor a închis toate speranțele, iubirile, neliniștile, nesomnul, dar și bucuriile unui suflet de adolescent. Și ce poate fi mai frumos ca metaforă pentru definirea sufletului adolescentin, dar și pentru sufletul în general, decât labirintul? Iată această lecție, așa cum spuneau foarte frumos antevorbitorii mei, o lecție în care căutarea devine găsire, în care apare ca titulatura acea idee frumoasă, nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit mai înainte. Mi se pare că toți adolescenții, toți cei care sunteți astăzi alături de noi și pe care atât de frumos îi reprezintă în fața noastră azi Victor Îndoitu, ne oferă această lecție pe care n-ar trebui să o uităm. De asemenea, prețuiesc foarte mult faptul că, vedeți, ca și în muzică, versul și cuvântul, dacă nu este simțit, dacă nu este încărcat cu acea viață interioară pe care numai autenticitatea unei inimi frumoase, tinere și sinceră o poate da, nu are valoare. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să spun că poeții nu semnează cărți, ci inimi. Pe sufletul meu a semnat deja Victor.